teatru, jurnaliștilor de investigație. Astăzi ne propunem o temă cât de actuală, cât de interesantă, credem noi. Vrem să discutăm în ce măsuri alegerile parlamentare din 24 februarie sunt alegeri inclusive, adică pe listele partidelor politici sunt incluse reprezentanți, sunt incluși reprezentanții tuturor partidelor, ai tuturor grupurilor sociale, etniilor care sunt în Republica Moldova. Și în ce măsură sunt incluse femeile. Și un alt aspect pe care vrem să discutăm este cât de accesibile sunt urnele de vot în actualul scrutin electoral, dacă toate categoriile de persoane, inclusiv cele cu dizabilități, vor avea acces și vor putea să-și exercite dreptul de vot. Clubul jurnaliștilor de investigație este organizat în cadrul unei campanii mai largi a Centrului de Investigații Jurnalistice, Jurnaliștii pentru Oportunități Egale și Diversitate. Este un proiect, o campanie în cadrul unui proiect mai larg, susținut de Ambasada Canadei în Republica Moldova, cu sediul la București. Invitații de astăzi, cei care sunt prezenți, am invitat mai multe persoane, au confirmat că vin, sperăm că vin deja pe parcursul clubului. O avem pe doamna Dana Munteanu de la Comisia Electorală Centrală și o mulțumim pentru că a acceptat să vină la acest club de presă, pentru că avem mai multe întrebări pentru Comisia Electorală Centrală și este bine să vorbim și alegătorilor despre oportunitățile care sunt, despre cerințele care sunt față de alegători, de astfel încât anumite probleme să poată fi eliminate din timp și să nu se ajungă în timpul zilei alegerilor ca unii să se trezească cu probleme și care să le pericliteze exercitarea dreptului de vot. Îl avem pe Ion Duminică, șeful secției minorității etnice în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe și reprezentantul unei asociații a romilor. Avem și un expert de România, Septimius Pârvu, de la Expert Forum de România. Este o asociație cu care avem un parteneriat frumos mai mult timp, avem niște proiecte în comun. El este observator în cadrul să va monitoriza scrutinul electoral din Republica Moldova. Am mai invitat, o așteptăm pe Natalia Babiș de la Asociația Surselor din Republica Moldova și l-avem pe Eugen Munteanu de la Alianța Infonie și Academia de Știință a Moldovei. De la Asociația Surselor. De la Asociația Surselor, dar eu m-am uitat cum s-o părut că e Academia de Știință. Scuze. Dacă sunteți dumneavoastră, este foarte bine. Eugen Munteanu o să ne prezinte o aplicație care va ajuta persoanelor cu deficiențe de auz să voteze. Ce să treceți aici mai departe? Pentru că o avem pe Dana Munteanu de la Comisia Electorală Centrală, o să-i ofer pentru cuvântul ei să ne vorbească în linii generale cât de accesibile sunt urnele de vot pentru diferite categorii care au anumite nevoi speciale, ce s-a făcut, ce ar trebui să știe anumite categorii de persoane, unde să găsească informații și atunci când vor merge la vot, care sunt anumite cerințe pentru ele, ce ar trebui să respecte, așa încât să-și poată asigura dreptul la vot. O să încep din a spune că accesibilitatea, de fapt, este una dintre scopurile care încearcă să le asigure comisie pentru persoane cu dizabilități, femei, minorități etnice, în mod continuu, nu doar pentru scrutinul în cauză. Însă, dacă e să vorbim de alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 și referendumul republican consultativ, propriu-zis, acțiunile au demarat cu ajustarea cadrului normativ. Noutatea pe care o aducem cadrul normativ a Comisiei Electorale Centrale de data aceasta este că au fost impuse careva cerințe tehnice speciale pentru propriu-zis secțiile de votare. Mă refer la căile de acces, la uși, la chiar drumurile aferente secției de votare. La fel a fost
O să fac trimitere că Comisia Electorală Centrală are un regulament care prevede modul de asigurare a persoanelor cu dizabilități a accesului la secțiile de votare. Din acțiunile directe care au fost întreprinse în preajma scrutinului care o să aibă loc, au fost elaborate și pregătite și tipărite plicuri trafaret, atât pentru referendumul republican consultativ, cât și pentru alegerile parlamentare. La fel, persoane care au dizabilități de vedere sau o vedere mai slabă pot să folosească lampa. De asemenea, persoane cu dizabilități mentale au de data aceasta posibilitatea să ia cunoștință de un ghid al legătorului, scris pe înțeles tuturor, care a fost tipărit de Comisia Electorală Centrală cu ajutorul partenerilor de dezvoltare și care poate fi folosit, poate fi văzut pe votează.md. O să revin într-un mod special la votează.md, care este de fapt o platformă care permite tuturor alegătorilor să facă cunoștință cu careva reguli speciale sau careva norme pentru scrutine care se desfășoară în luna februarie. La fel avem ghidul alegătorului în limbajul Braille, tipărit cu vedeți aici. Și o să fac din nou trimitere la o normă generală, care este o regulă generală. Persoanele care vor să voteze acasă pot să depună deja cerere de votare la locul aflării, ca echipa urnă de vot mobilă să vină la ei personal acasă, să voteze acasă la ei. În cazul în care vor să se prezinte persoane cu dizabilități, diferite tipuri de dizabilități, vor să se prezinte la secțiile de votare, noi îndemnăm să o facă. Ei pot să solicite votul asistat, care constă în o posibilitate mai specială ca cineva să intre în cabina de vot cu persoana care are careva deficiență sau dificultăți ca să exercite liber dreptul la vot sau să facă uz de instrumentele speciale puse la dispoziție de Comisia Electorală Centrală. Vis-a-vis de cabinele, urnele de vot, o să reiterez, probabil că toată lumea care a exercitat dreptul la vot deja cunoaște, noi avem cabine de vot speciale pentru persoane cu dizabilități, care permit alegătorilor care nu pot bine în vârstă și cu dizabilități, de fapt, este o cabină mai specială pentru că permite alegătorilor să stea așezați și să dispună, nu știu, de careva surse de lumină suplimentară sau de un confort mai special atunci când aplică șampioala de facultate pe buletinul de vot. Puteți să vedeți aici acest plic trafaret pentru persoanele cu deficiență de vedere. Eu prima dată îl văd. Am scris chiar recent despre acest plic, dar îl văd prima dată. Și aici este lupa care tot poate fi utilizată de persoanele cu deficiență de vedere. Ea mărește de mai multe ori. Îl avem aici pe domnul Munteanu, care o să ne spună și despre alte inovații care s-au făcut în acest an, dar eu mai am întrebări legate de Comisia Electorală Centrală și am putea să punem întrebările ca pe urmă doamna Munteanu va pleca. Eu vreau să vă întreb dacă Comisia Electorală Centrală a monitorizat și are informații despre câte persoane cu deficiențe, cu nevoi speciale sunt la fiecare secție, ce fel de nevoie speciale au, adică dacă există o informație în acest sens? Nu există informații în acest sens. Registrul de stat alegătorilor, de fapt, conține doar numele, prenumele și datele personale care permit doar arondarea la o secție de votare. Din acest motiv, ne străduim să facem o acoperire națională pentru toate instrumentele speciale pentru persoane cu dizabilități, deoarece noi nu ne putem centra propriu-zis forțele spre secțiile de votare unde sunt mai multe persoane cu dizabilități până la alegeri. După alegeri, în raportul biroului, există o rubrică specială unde vor fi incluse numărul persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități care s-au prezentat la biroul respectiv. Ulterior, datele respective vor fi procesate și pentru secțiile de votare în care avem mai multe persoane cu dizabilități, vor fi asigurate, dotate cu instrumente mai multe, adică se va orienta că trebuie să fie asigurate mai multe instrumente pentru o persoană cu dizabilități, anume care va fi în țară. Statistică mai avem de contact. Problema care este din a
an în an de la scrutin, la scrutin este accesibilitatea pentru în localurile în care vor fi secțiile de votare pentru persoanele cu aflate în cărucior. Eu chiar ieri am făcut un material pentru Europa Liberă și un reprezentant de la Alianța Infoniet spunea că un studiu făcut recent în autonomia găgăuză vorbește că arată de fapt că doar 9% din clădirile în care sunt secțiile de votare sunt cu uși accesibile pentru cărucioare și doar 1% au și grupuri sanitare adaptate pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Întrebarea mea este ce s-a făcut pentru acest scrutin ca să schimbe lucrurile, pentru că s-au mai făcut studii și în Chișinău este aceeași poveste și în Raioane e și mai problematic, pentru că directorii sunt amplasate în primării, școli, instituții sociale care de fapt ar trebui să fie accesibile din start pentru categoria asta, nu numai la alegeri. După cum ați menționat, vă mulțumesc foarte mult că ați spus că, de fapt, secțiile de votare sunt amplasate în sedea, poate în domeniul public. Adică ele trebuie să fie accesibile 365 de zile pentru toată lumea și nu doar în ziua votării. Dar noi încercăm să ne conjugăm eforturile cu primăriile și întreprindem în acest sens o serie întreagă de acțiuni pentru scrutinul în cauză. A fost făcută o circulare prin care s-a solicitat ca toate secțiile de votare să fie accesibile. În 2015 am reușit să facem un audit la toate secțiile de votare din țară. El a fost publicat în 2016 în Buletinul Informativ al CEC-ului, unde s-a prezentat care de fapt este situația pe țară. Adică, dacă noi, după cum am spus mai devreme, avem instrucțiuni privind infrastructura secției de votare, care stabilește careva norme tehnice exacte, lățimea la ușă, cum trebuie să fie intrarea, noi încercăm să facem un follow-up, adică să vedem dacă într-adevăr sunt sau nu respectate regulile Comisiei Electorale Centrale. În acest sens, vă spun, deja a fost făcut un studiu, urmează să fie făcut în continuare acțiuni ca să vedem cum se implementează prevederile din instrucțiunile CEC-ului, însă Comisia Electorală Centrală solicită în mod repetat tuturor primăriilor ca sediile propuse pentru secțiile de votare să fie dotate cu mape, să fie accesibile pentru persoane cu disabilități. Eu am o întrebare. Domnul Muteanu, dacă, ca să înțeleg corect, deci s-au făcut, de exemplu, iată, ghida legătorului în limbajul Braille, plicuri cu trafaret pentru persoane cu dizabilități. Întrebarea este, în momentul în care nu există informații despre câte persoane sunt, unde o să voteze, cum le veți împărți? Ele sunt diseminate prin intermediul organizațiilor non-guvernamentale specializate, respectiv asociațiilor din nou specializate, care le diseminează prin teritoriu. Toate acțiunile, toate succesele pe care le-am avut în acest domeniu au fost în mare parte datorită organizațiilor non-guvernamentale care specializează pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Ei ne acordă un ajutor major, inclusiv și la elaborarea materialelor, pentru că, vă dați seama, noi nu suntem specializați până la urmă în domeniul respectiv, diseminarea, ajustarea lor, adică propriu zis, tot se face inclusiv prin rețeaua organizațiilor non-guvernamentale. Aveți cumva o cifră, de exemplu, atât plicuri au fost? Cifrele urmează să fie făcute publice prin raportul CEC-ului de după alegeri. Acoperirea o să fie națională, adică pentru fiecare secție, în fiecare secție de votare deschise în Republica Moldova, vor fi câte un plic trafaret și câte o lupă. Plicuri trafaret pentru ambele tipuri de scrutine și lupe. Deja o să vedem care o să fie feedback-ul de după alegeri și o să vedem exact cum s-a folosit, dacă s-a făcut uz de ele, dacă au fost sau nu, dacă sunt propuneri de modificare, pentru că o să menționez că anterior tipăririi, împreună cu Asociația Infonet, plicurile trafaret au fost testate de persoanele cu dizabilități de vedere și ne-au dat careva recomandări în acest sens. În sensul că nu au fost făcute. Este întrebare. Asociația Nevăzătorului de Rău Zăpurșeamului. La alegerile prezidențiale au fost la cazuri unde nu erau plicuri trafaret, anume în
cerem des mai mulți nevăzători trebuie. Centru acolo, posibil ca să fie și data asta așa. Asta a fost, eu să mă adus cu nevăzător și mă am dus. O să hamuș și așa mă mai apară noi, noi întreprindem toate eforturile, caplicurile să ajungă la destinatarii lor finali. Pentru că o să liniez că acțiunile care le întreprindem nu sunt făcute doar ca noi să prezentăm în fața cuiva cu ce noi avem. Noi ne străduim ca legătorii, într-adevăr, să beneficieze de produsele pe care elaborate. Nu ne pare foarte rău de situațiile care am mai înregistrat încă un caz, dumneavoastră m-ați sesizat acum când un slab văzător nu a putut face uz de plic trafaret. Până la urmă, noi o să urmărim ca să fie făcută o acoperire națională acesta. Noi o să întreprindem toate eforturile în acest sens. Așa aș mă întrebare, se poate există organizați și campanii de informare privind conținutul alegerilor pentru persoane cu dizabilități, privind reguli, privind candidați, privind cumva înainte de ziua alegerilor. Eu mai am completez cu altul. Dacă s-au organizat cursuri sau pentru persoanele cu dizabilități, pentru că aici ei trebuie să știe ce și unde să defieze, adică să... Adică dacă au fost cursuri de informare, pe lângă informare despre candidați, dar și despre cum să utilizeze anumite utilități din astea care le-ar ajuta să-și exercite vot. O să începe campanie de informare pentru alegători. Toată campania de informare pentru destinată alegătorilor la sfârșitul acesta este ajustată nevoilor persoanelor cu dizabilități. De exemplu, toate spoturile de informare a Comisiei Electorale Centrale sunt translate în limbajul mediului procesual. La fel, în ziua alegerilor, ședințele Comisiei Electorale Centrale vor fi translate în timp interactiv în limbajul mediului procesual. La fel, toate informații despre candidați au fost pusate Comisiei Electorale Centrale, informații de care beneficiază, de fapt, toți alegătorii din țară, de peste hotare, desigur. Site-ul nostru este prietenos pentru persoanelor cu dizabilități, în sensul că este tehnic prevăzut ca să poate fi accesibil și pentru persoane care au dizabilități de vedere, sau, adică este ajustat din punctul ăsta de vedere. Vis-a-vis de plicurile trafaret, o să fac un mic, o să eliminez un mic moment, dar pe lângă materiale informative care o să fie făcute în toate secțiile de votare, cum trebuie să fie folosit un plic trafaret, trebuie să știi mai întâi membru biroului electoral secției de votare. Pentru propriu zis, buletinul de vot este eliberat de membru biroului electoral secției de votare și respectiv membrii biroului au fost și sunt instruiți în acest sens, cum se fac, cum se, ce se întreprind în cazul în care vine un alegător care are nevoie să voteze pe plic trafaret, după cum se înteze de el, în cazul nostru. Și mai mult, dar după dumneavoastră, vă rog, mi-aș mulțumesc că vremea tu zile. Primul rând vreau să mă întreb dacă distribuiți acest kit și în străinătate, că l-ați vorbit că distribuiți în țară, dar vreau să mă întreb dacă distribuiți și secțiile din afara țării, unul la una. Doi, vreau să mă întreb câte cereri de vot cu urna mobilă aveți la persoane cu dizabilități, dacă aveți niște statistici. Și haideți să rezolvăm asta tot. Materialele urmează să fie, într-adevăr, transmise și secțiilor de votare la cerere, pentru că nu, acolo este situația mai specifică, alegătorii, în cazul în care o să existe solicitări pentru secțiile de votare în afara țării, vor fi transmise cu siguranță și de către trafaret și rubrici, inclusiv secțiilor de votare și secțiilor de votare țării. Cât privește votarea cu urna de vot mobilă, această statistică, din nou, Comisia Electorală Centrală face publică o bună parte a statisticii după alegeri, deoarece informația respectivă este reflectată în raporturile biroului. După alegeri, toate raporturile biroului sunt transmise Consiliului, ulterior Comisiei Electorale Centrale. Și respectiv, informația totalizată, câte persoane au votat cu urna de vot mobilă, o să fie doar făcut publică doar după totalizarea rezultatelor scrutinilor care au stat. Dacă ar fi comparativ cu alegerile prezidențiale, cât ați avut și câte cereri? Din păcate nu pot să vă dau cifre exacte, pentru că nu o cunosc exact și o să...
decât să vă dizez. Informații este în raportul Comisiei Electorale Centrale pentru alegerile prezidențiale, ca și multe alte informații statistice interesante. Dar pentru, e o precizare, pentru până când persoanele pot trimite cerere ca să utilizeze urna mobilă? Până în ziua dinainte zilei votării, fără certificat medical, și în ziua votării până orele 15 cu certificat medical. Este foarte important să menționez, nu este necesară numai decât să vină personal alegătorul, poate fi un membru a familiei sau asistent social. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu sunt exact către doamna Munteanu, o să-i ofer cuvântul domnului Eugen Munteanu, care o să ne vorbească despre inovațiile care le implementează în cadrul acestui scrutin electoral Alianța Infonet, în parteneriat cu mai multe organizații neguvernamentale și care sunt destinate persoanelor cu deficiențe de auz și de vedere. De vedere pot să le spun eu, că eu chiar ieri am făcut un material pe subiectul ăsta. Pentru persoanele cu deficiențe de vedere va funcționa, informația se va transmite printr-un post de radio Vision. Mie așa mi-a spus ieri domnul Victor Corol, în materialul pe care l-am făcut pentru Radio Europa Liberă. Și acest post de radio, din câte am înțeles, este ascultat de persoanele cu deficiențe de vedere și pe acest post iată domnul chiar are... Transmiteți și direct clubul. Acum direct. Chiar ne bucurăm. Înseamnă că este bine ca și persoanele cu deficiențe de vedere să ne asculte și să fie activi, să-și ceară dreptul la vot. Informațiile vor fi transmise și în ziua alegerilor prin intermediul acestui post. Plus, am înțeles de la domnul Corol că în trei secții de votare, la Basarabeasca, la Bălți și la Chișinău, vor fi puse în practică niște sisteme televizate cu circuit închis, care ajută persoanelor cu deficiență de vedere să poată vedea pe buletinul de vot. Sunt niște sisteme televizate care măresc de 60-80 de ori textul de pe buletinele de vot și persoanele care au chiar și 10% de vedere sau mai puțin chiar vor putea să-și exercite dreptul la vot. Noi încurajăm și asociațiile care s-au implicat într-o campanie mai largă ca să ajute persoanele cu diferite tipuri de dizabilități, încurajăm ca persoanele totuși să meargă la secțiile de votare. Deci există posibilitatea de a vota de acasă, dar pentru a fi cetățean și cu drepturi depline și ar fi bine să se meargă la secția de votare, să-și exercite persoana singură dreptul ei, pentru că este un drept fundamental și este un drept foarte important. Despre inovațiile pentru persoanele cu dizabilități de auz, domnul Munteanu. Deci, data trecută la alegerile care au fost precedente, au fost 5 interpreți în limbajul lui gestual care au asistat la secții de votare și 2 interpreți în incinta Comisiei Centrale în acest an noi ne-am gândit să ne ducem mai departe. Pe lângă acelea 5 interpreți care vor fi la secții de votare, care vor ajuta persoanele cu deficiențe de auz cu anumite întrebări pe care vor apărea parcursul să-și exercite votul. Și acele 2 persoane care vor fi la CEC, vom mai face o translare live pe Facebook, pe pagina Asociației Sursor, unde persoanele cu deficiență de auz ar putea să vadă toate spunicie care va fi în incinta CEC-ului și am mai făcut încă postele de așa fel, de așa tip, în care am tradus fiecare pas care trebuie să facă alegătorul ca să voteze.
Deci așa fel de postele va fi 60-90 în 5, în 5 secții de votare. În cea rază, unde mai compact trăiesc persoane cu centru de auz. Deci, aici vedeți 6 QR coduri, din care persoana cu deficiență de auz ar putea să vină un telefon performant. Să citească acest QR cod, chiar acum o să vă arăt. Ați clipă, iată, eu îmi face redirect la YouTube. Și aici deja este tradus în limba română gestual, cu subtitrare în limba rusă sau în limba română. Ceea ce îmi spunea mie ieri domnul Victor Coron este că de la Comisia Electorală Centrală la tot scrutinul se transmit toate mesajele pentru în limbaj mimico-gestual, dar puține televiziuni preiau și transmit în direct aceste mesaje. Și asta este o problemă pe care ei o invoc de la scrutin la scrutin, deci puține posturi de televiziune distribuie acest mesaj. Anul acesta se va distribui și prin un grup Facebook, un canal de Facebook. Asociația Surselor va distribui și pe un canal de Facebook și cei interesați ar putea să preia și pe paginile web transmisiune pe acest canal ca să facilităm persoanelor cu dizabilități de auz accesul la, sau cel puțin informarea mai bună pentru ca să știe cum să voteze. Dacă mai sunt întrebări, dacă sunt întrebări... Cornela, da. Dacă îmi permiți, da, eu am să readresez întrebarea lui Septimiu, către cum s-au informat, iată, în această campanie persoanele cu dizabilități de auz. Deci cum au fost informate, cum au fost informate în această campanie persoanele cu dizabilități de auz, ca să știe și informații despre candidat și cum să voteze. Din păcate, niciun candidat, din câte știu eu, nu a tradus în limbajul meu gestual niciun program electoral și dezbaterile tot nu s-au tradus. Și la modul practic, cum se informează oamenii? Cel mai des Asociația Surselor se implică și le ajută să le traducem în sau ani programe televizate sau ne întreabă la o informație mai completă. Eu nu știu, fac un club odată în săptămână, discută da, despre avem, asta. Da, noi avem în asociație deci, zile în care vin persoane cu deficiență de auz, se adună și noi le ajutăm la mai multe informații de care au ei nevoie. Au și ei supărările lor pe candidați? Nu pot să vă spun pe ce să... Dar există vreo reprezentant al persoanelor cu deficiență de auz pe vreo listă electorală? Și, în general, e o continuare a întrebării de ani. Dacă știu persoanele, în vreme ce candidații nu și-au propus, nu și-au tradus niciun program electoral în limbaj mimico-gestual. N-au încercat să informeze această categorie de persoane despre ce vor face ei, inclusiv pentru această categorie. Atunci, de unde vor ști ei pe cine să voteze? Cât de informat este această categorie de persoane despre cine le cere vor? Deci, Asociația Surselor este de niște dimineași la mai multe organizații, de ce, la audiovizual, ca să fie traduse în limbajul mimico-gestual toate știrile sau dezbaterile, dar, din păcate, asta nu se face. Și doar de aceea ce le ajută Asociația Surselor ca să le traducă, dacă au anumite întrebări, de ce era la televizor, sigur că există parte nu ar putea să fie tradus dacă nu este o persoană, deci nu este un interpret în limbajul mimico-gestual.
costos sau subtitrarea nu este posibilă fiind chestia mai. Da. Aveți o estimare numerică a persoanelor care au drept de vot, care au deficiențe de auz? Deci, în numărul persoanelor... În toată Republica Moldova, aproximativ sunt 5.000 de persoane cu deficiențe de auz. Membrii asociației sunt 2.000 de persoane. Și cam pe tine în engheșe sunt pe drept de vot? Cam procesul nu pot să spun. Este o cifră totală, care sunt până la 18 și mai în vârstă. În total, în Republica Moldova sunt 170.000 de persoane cu dizabilități în total, care au drept de vot în Republica Moldova. Dacă ar fi în anumite circumscripții, ar putea să-și aleagă 3 deputați pe circumscripții. Alte lucruri? Pentru că de la accesibilitate, accesibilitatea este legată cu reprezentativitatea pe listele de electorale și vedem că persoanele cu deficiență de auz nu sunt reprezentate pe listele electorale. Bănuiesc că și persoanele cu deficiență de văz, cunoașteți, există vreun reprezentant pe listele electorale? Două scurtii, dar până înainte au fost în partidul LDB-102, dar erau la o distanță foarte mare. Adică erau pe locuri mai puțin eligibile. Asta se întâmplă și în cazul femeilor. Majoritatea, toate partidele, de fapt, au respectat, din cât cunosc din statisticile care, monitorizările care au fost făcute de mai multe organizații neguvernamentale, toate partidele au respectat proporția de cota de 40% femei pe listele electorale, așa cum o cere legislația. Dar la monitorizare s-a constatat că cele mai multe femei de fapt sunt pe locuri mai pe ultimele locuri în listele electorale, deci locuri mai puțin avantajoase pentru ele și șansele lor ca să ajungă în Parlament sunt mai mici decât ale bărbaților, incluși pe aceleași liste electorale, deși s-a respectat această proporție. Totuși, în Parlament vor ajunge mai puține femei decât proporția care o avem noi pe listele electorale. Pentru că l-avem aici pe domnul Duminică, o să-l întreb cum sunt reprezentanți romii pe listele electorale și respectiv cât de accesibile sunt pentru ei secțiile de votare, pentru că în anii anteriori cunosc și am scris că erau probleme cu documentația, sunt persoane de etnie romă care nu au acte de identitate, respectiv nu vor putea să meargă să voteze. Mai cunosc din anii precedenți că politicienii de regulă se implicau și făceau, ajutau unor persoane de etnie romă să-și facă repede buletinile de vot, bănuiesc că le influențau într-un fel sau altul și votul. Care este situația acum și în ce măsură persoanele de etnie romă vor merge duminică la vot? Bună ziua, vreau să spun că este reprezentat. Eu sunt expert al Fundației Storopiene și pentru prima dată în Republica Moldova s-a făcut anul acesta un raport de monitorizare pe incluziunea politică a persoanelor de etnie romă. Și în acest caz vreau să aduc mulțumiri Fundației Storopiene pentru ideea de a face această monitorizare. O completare la colegii anterior care au vorbit la Comisia Electorală Centrală, vreau să spun că pentru prima dată în anul acesta ea s-a implicat cu Organizația Uniunii Etinilor Rom Târnărom și a elaborat în perioada preelectorală materiale inclusiv în limba româniei. Deci au fost elaborate de Comisia Electorală Centrală materiale în limba maternă a romilor, limba româniei, pentru a promova mesajul electoral și ca o completare la platforme care s-au dat întrebarea dacă ele au fost traduse în limbajul persoanelor cu deficiențe de auz, vreau să spun că majoritatea concurențelor electorale, pe ce scripțiile uninominale, nici n-au prezentat platformele lor electorale.
în general, nu, nu există platforme electorale la candidații înregistrați pe circumscripții uninominale. Și dacă ați accesat și site-ul alegeri.md, veți vedea că și 5 concurenți electorali de circumscripția națională încă n-au afișat platformele lor electorale. Ne mai vorbim, deci pentru populația majoritară, ne mai vorbim pentru persoane cu licențe de auz. Schimbul deci, de îmbră cu cadouri, nu și-au afișat asta programele electorale, asta dar cadouri împărțesc. Ideea de bază a monitorizării a fost taxată pe 7 aspecte. Au fost monitorizate, deci persoane de etnie romă implicate în calitate de participanți alegători la întrunirii publice, organizate de concurenți electorali, în cadrul celor 44 localități compacte locuite de romi din Republica Moldova. Deci este un raport la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei elaborat în 2012, raportul de cartografiere, care indică exact acele 44 de localități unde există persoane de etnie romă locuiesc compact în aceste localități. Reflectarea problemelor care se confruntă persoanele de etnie romă în platformele, programele, concurenții electorali. Persoane de etnie romă delegate în calitate de membri ai grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în vederea susținerii candidaților la funcția de deputat a Parlamentului Republicii Moldova. Persoane de etnie romă delegate în calitate de persoane de încredere ale concurentului electoral. Persoane de etnie romă delegate în calitate de membri ai Consiliului Electoral a circumscripției electorale uninominale. Persoane de etnie romă delegate în calitate de membri ai biroului electoral al secției de votare. Și aspectul care ne vom opri azi, pentru aceste aspecte care le-am citit, vor fi prezentate mâine la conferința de presă la ora 11 la agenția Info Ne Oprim, dar astăzi ne vom opri la aspectul de bază, deci gradul de reprezentare a persoanelor de etnie romă în listele candidaților concurențelor electorale, în rezistență în circumscripția națională și circumscripția uninominale. Vreau să vă spun că în circumscripția uninominale, deci din cei 321 de candidați care au fost înregistrați la data din 1 februarie, nu există nici persoană, nici de etnie romă, nici de origine etnică romă. Vreau să accentuez care e diferența dintre persoană de etnie romă și origine etnică romă. Deci, cum știți, în Republica Moldova noi toți avem o apartenență etnică multietnică, multiaspectuală. Cineva din părinți, din bunei, au fost ba de etnie rusă, moldoveni, ucraineni, romi. Și cineva, deci, în baza acestei, hai să spunem, apartenență multietnică, își alege cine este el, de fapt. Poate el la dânsul doi bunici a fost ucrainean, unul rus și unul moldovean și el spune că el este moldovean. Poate spune că e rus. Deci, persoane de origine etnică romă sunt persoanele în care unul din strămoși a fost de origine etnică romă. Persoanele de etnie romă sunt acele care se auto-identifică în calitate de etnie. Calitate de persoană de etnie romă. Și dacă mergem la circumscripția națională, vreau să spun că noi am identificat în baza studierii listelor concurenților electorali, din cele 15 concurenți electorali, deci avem la ora actuală 3 persoane, dintre care unul este de etnie romă la concurentul electoral și 2 sunt de origine etnică romă. Această cifră este mică, vreau să vă spun, pentru că în general romeni din istoria politică a Republicii Moldova, ultimii 25 de ani, nu au fost reprezentați niciodată în Parlamentul Republicii Moldova. Și nici chiar în structurile guvernamentale la nivel de ministeri. Deci asta este unica minoritate etnică din Republica Moldova care nu are reprezentare în viața publică politică. Și asta este o problemă, hai să spunem, majoră, pentru că reieșind de recomandările care au fost adoptate de organizațiile internaționale, OSCE, Consiliul Europei, Organizația Națiunilor Unite și acțiunile asumate a Guvernului Republicii Moldova față de reprezentarea romilor în viața politică, sunt foarte multe, dar ele sunt ineficiente. Sarcina de bază acestui raport de monitorizare a fost să depistăm problema, să vedem situația, deci care este la moment, să depistăm problema, dar și să venim cu unele recomandări. E clar că recomandările care trebuie să le ia statul sunt dificil de formulat, cum ar fi mai bine de eficientizat reprezentarea persoanelor din romă,
în listele candidaților, pentru că avem exemplul femeilor care mulți critică cota asta obligatorie, deci când se impune concurentul electoral o anumită cotă, ea este benefică pe de-o parte femeilor, dar pe de altă parte concurentul electoral este obligat să includă. Deci în momentul acesta tot este, hai să spunem, nu este exhaustiv, da, eficient, pozitiv. Deci noi romii, persoane de etnie rom, nu vrem să mergem pe modelul acesta de a impune concurenților electoral o cotă obligatorie ca să fie incluși persoane de etnie rom în fiecare listă, da? Pentru că nu este posibil și nu este aplicabil cota obligatorie pentru concurenții electorali. Dar ieșind din recomandările care s-au făcut la nivel internațional, și aici citesc vreo câteva, noi vom vedea că inclusiv aceste recomandări au și puncte unde indică modalitatea de aplicabilitate a reprezentării persoanelor de etnie romă și a minorităților naționale în cadrul vieții politice. Deci dacă luăm recomandările de la Lund, ale înaltului comisar pentru minorități naționale, al OSCE, adoptate încă în 1999, ele sunt câteva recomandări care par a fi eficiente. Deci aici se indică: statele trebuie să garanteze persoanelor aparținând minorităților naționale dreptul de a lua parte la administrarea treburilor publice, inclusiv prin dreptul de a vota și a candida fără discriminare pentru funcție. Deci vreau să spun, toate minoritățile naționale și etnice în Republica Moldova au dreptul de a vota și de a fi aleși. Dar totodată aici este și o recomandare practică. Un prag electoral mai coborât pentru accederea în corpurile legiuitoare ar putea facilita includerea minorităților naționale în guvernare. Deci, pe de o parte se recomandă ca persoanele aparținând minorităților naționale să fie reprezentate în organele de reprezentativitate, organele politice a statului, și totodată aici arată că corpurile legiuitoare trebuie să fie un prag minim pentru aceste persoane. Dacă luăm planul de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor în spațiul OSCE, adoptat la Consiliul Permanent al OSCE. La Consiliul Permanent sunt delegați reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe. Deci când se ia o decizie, ea se adoptă la nivel internațional, inclusiv prin reprezentanții statelor. Dacă reprezentanții statelor au adoptat acest pact al instituției, el trebuie să fie realizabil. Și atât în capitolul 6 scrie: creșterea participării la viața publică politică, acțiuni de recomandat pentru statele participante, numărul 96. Să încurajeze reprezentarea romilor în funcție alese sau numite la toate nivelurile de guvernare. Să încurajeze. Cum a încurajat Republica Moldova din 2003 reprezentarea romilor în funcție alese sau numite? Nicicum. Pentru că noi până astăzi nu avem rezultatul realizat la aceste recomandări. Și acest plan de acțiune a fost adoptat la nivel de OSCE, încă o dată spun, inclusiv prin reprezentarea Guvernului Republicii Moldova, care a participat la această ședință din 27 noiembrie 2003. Avem și planul de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă în Republica Moldova, adoptat pentru anii 2016-2020, prin hotărârea Guvernului numărul 734 din 9 iunie 2016. Uitați, aici, capitolul 5 scrie așa: participarea romilor în procese decizionale și combaterea discriminării. Obiectivul specific: promovarea și susținerea participării romilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local și central. Acțiunea 517. Examinarea posibilității creierii unei unități specializate pe problemele romilor în cadrul biroului relații interetnice și recrutarea la această funcție a etnicilor romi. Această acțiune asumată a fost adoptată în anul 2016. Noi acum suntem în anul 2019. Ea nu s-a realizat. Iată, noi romii, persoanele din romă, noi nu solicităm ceva care nu este, hai să spunem așa, convenit cu administrația publică centrală. Noi cerem ca acțiunile asumate de guvern să fie realizate. Iată ce dorim noi. Și acest raport care s-a făcut de monitorizare arată că doar o persoană de etnie romă a fost inclusă în listele unui concurent electoral, pe listă în decila a doua, restul două persoane au fost
la nivel de cel a patra, de cel a cincea, dar ele nu se iau de tip ca persoane de etnie romă, sunt de origine romă. Deci, ca să găsim o soluție de mai bună reprezentabilitate a persoanelor de etnie romă în cadrul alegerilor parlamentare, noi trebuie să avem un mecanism de consultare permanent cu administrația publică centrală, care la moment nu există. Care la mine nu există și ca să spun acum care e o soluție adecvată, ele sunt mai multe, dar dacă reușim, de exemplu, care este diferența între minoritate națională și etnică? Deci, Republica Moldova, noi avem și minorități naționale și minorități etnice. Minoritățile naționale sunt acele care au patrie națională externă. De exemplu, ucrainienii, bulgarii, rușii. Ei au în spate un stat care le promovează interesele inclusiv în Republica Moldova. Și avem două minorități etnice în Republica Moldova, care sunt găgăuzii și romii. Pentru că nici găgăuzii, nici romii nu au patrie națională externă ca să le promoveze. Deci noi suntem minorități etnice. Dacă ne uităm cum a fost construită harta circumscripțiilor uninominale, noi vedem că datorită lobby-ului extern făcut pentru comunitatea bulgară, s-a făcut o circumscripție în raionul Traclia pentru minoritatea națională bulgară. Și pentru că... Minoritate și poate da, delega un reprezentant. Da, nu sunt delegat, o să la circumscripție vreo 6 candidați și majoritatea sunt etnie bulgară. Deci, necătând la faptul că circumscripția uninominală trebuie să fie numai puțin de 50.000 de alegători. Iată, această circumscripție uninominală are mai puțin de 50.000 de alegători, dar datorită lobby-ului care s-a făcut din partea statului bulgar, s-a făcut această circumscripție pe Traclia. Dacă ne uităm la comunitatea găgăuză, care e diferența între minoritatea etnică romă și găgăuză? Minoritatea găgăuză are organ de autonomie, deci ea este constituită în cadrul, ea are, deci, unitate administrativ-teritorială, da? Și are organe de conducere autonome. Are și organ executiv și legislativ și așa mai departe. Noi romii nu pledăm ca să construim în baza acestor 44 de localități compact locuite o unitate autonomă. Nu, nu cerem noi așa ceva, nici nu dorim, pentru că nicăieri, niciun stat european, voi nu veți găsi comunități romii care și-au construit o autonomie locală. Nu există nicăieri. Nici în România, nici în Turcia, nici în Bulgaria, unde sunt, nici în Slovacia, unde sunt minorități romi foarte masive, da? Nu sunt autonomii teritoriale. Dar dacă ne uităm la circumscripția Taraclia, numărul 46, da? Noi vedem cum arată această circumscripție. O localitate aici, o localitate acolo, o localitate acolo. Deci nu este geografic compactă. Deci s-a pus o localitate, raionul Lucănești, una în cea de lungă și când ne uităm la hartă, noi nu înțelegem cum arată circumscripția aceasta. Dar s-a pus în baza unde locuiesc mai mulți găgăuși. Păi, dacă mergem pe modalitatea aceasta, atunci pentru romi ar trebui la Soroca o secție, la Otaci o secție, la Briceni o secție, la unde sunt, la Râșcani, la unde sunt romii. Deci tot nu e bună nici varianta aceasta, da? Dar dacă s-a făcut pentru găgăuși, de ce nu s-a promovați pentru etnie romă. De ce? Această modalitate urmează să fie discutată. Nu există... Dar, cum v-am spus, recomandarea de la Lund, de la înaltul comisar pentru naționale, probleme naționale, se indică un prag electoral mai coborât pentru accederea în corpul legitoare. Ar putea facilita includerea minorităților naționale în guvernare. Deci, ceea ce acum noi, în baza acestui raport, vom înainta și partenerilor de dezvoltare și organelor administrației publice centrale să găsim o modalitate ca la viitoarele alegeri romii să fie mai reprezentanți în cadrul parlamentului, în cadrul alegerilor locale. Pentru că acum, dacă așteptăm ca partidele să ne invite pe noi în lista, putem să așteptăm mult și bine. Dar aceasta nu va da rezultat. Cum nu a dat rezultat ultimii 25 de ani. Deci dacă vă uitați la lista tuturor deputaților din anul 1991, voi nu veți vedea nicio persoană, nici de origine etnică romă și nici de etnie romă.
Iată, asta e și problema. Când a fost o singură persoană? Când a fost? Da, a fost în 1951, domnul Ștefan Neagă, compozitor, atunci a fost reprezentat în Parlamentul Republicii Sovieti și Socialiste Moldovenești. Dar vreau să vă dau și un caz istoric. În Sfatul Țării, iată, am trecut, am avut centenarul Unirii. Sfatul Țării, care a fost constituit în anul 1917, inițial a fost ideea ca să fie reprezentate toate minoritățile naționale. Și într-adevăr au fost toate, și greci, și bulgari, și găgăuși. Atunci bulgari și găgăuși erau împreună, și evrei, și ucraineni, și ruși. Numai români au fost. De ce? Pentru că problema care s-a reflectat, deci persoane de etnie romă au fost preconizate două locuri, dar nu s-au găsit reprezentanți, competență, pentru că în virtutea, da, și romii au probleme la început secolului 19, secolul 20, era problema analfabetismului, deci nu aveau studii. Dar acum nu există această problemă. Noi avem reprezentanți a minorității romii care există. Dar nu măsura... Deci, doar un deputat am avut în 1951, domnul Ștefan Neagă, compozitor, și de atunci niciodată nu am avut reprezentanți de etnie romă, nici la nivel de guvern, nici la nivel de parlament. Și asta e o problemă, hai să spunem, principală, pentru că incluziunea romilor se face prin incluziune politică, nu se face doar de societate civilă, nu doar prin proiecte, ei se face și prin politici de stat. Da. Eu vreau doar să adaug că, în general, în această campanie, cei care s-au ocupat mai mult de informare a diferitor categorii cu dizabilități au fost organizații din societatea civilă. Și în cazul surzilor, și în cazul orbilor, au fost ajutați mai mult din partea organizațiilor din societatea civilă, care au dezvoltat campanii de informare, doar că informarea a fost mai mult pe cum să voteze, cum să-și exercite dreptul de vot și nu cine sunt candidați. Și aici cred că va fi și problema că aceste categorii care până la urmă reprezintă un număr destul de mare, 170.000 de persoane, vor vota, dar nu știm cum vor vota și în ce măsură votul lor va fi sau nu manipulat. Pentru că dacă persoana nu cunoaște cine sunt candidați, nu este greu să-mi dau seama că va face o alegere corectă sau cât de cât informată. Cred că aici va trebui și partidele și concurenții electorali pe viitor să încerci să fie mai deschiși către aceste categorii, dar cred că noi, presa și societatea civilă, ar trebui să punem presiune pe asta ca cei care vor să ne ceară votul să-și schimbe atitudinea și să fie deschiși pentru toate persoanele care locuiesc în Republica Moldova și nu doar pentru cele care consider ei că îi vor vota și cu un săculeț de orez sau de ce mai dau. Dacă am și o întrebare. Da. Câte persoane de etnie romă locuiesc în Moldova, ca statistică? Deci asta este o întrebare permanentă, da? De serviciu. Da. Dacă luăm datele recensământului național din Republica Moldova 2014, care au fost publice în 2017, noi avem 9.323 de persoane de etnie romă. Vreau să spun că acestea sunt date oficiale, dar care nu sunt reale. Și nu numai pentru persoanele rome. Pe de altă parte, în anul 2013, societatea civilă a romilor a făcut un recensământ împreună cu administrația publică locală din nivel 1 și 2. Cu consilierii raionale și cu primăriile. Deci, datele preliminare care au fost făcute pe parcursul anului 2013 au depistat cifra de 102.356 de persoane de etnie romă. Și cifra aceasta a fost inclusă și în raportul Consiliului Europei și ați regăsit și în raportul acesta, care a fost publicat pe site-ul Fundației Est Europene. Deci, cifra de 102.356 este reală, dar nu este oficială. Deci, întrebarea cheie, cum am spus eu, întrebarea pentru premiul Nobel, cum să facem noi ca datele oficiale să fie reale? Da? Pentru că statistica care este oficială nu sunt reale, dar datele reale să fie oficiale. Iată, aici nu găsim niciodată o cheie de succes. Cineva a spus că în Turcia se face recensământul mai practic,
când ziua când merge recensământul, se pune stare excepțională și nu se permite persoanelor să fie imobil, să părăsească domiciliul. Și atunci vin recenzorii la ei acasă. Deci nu știu dacă asta e o modalitate democratică, dar Consiliul Europei a găsit o formulă foarte bună. El adună datele oficiale, Biroul Național de Statistică, datele de la societate civilă, datele de la, apropo, conform oficiului Medici și Familie, sunt 40.000 de persoane, tot sunt în raportul Consiliului Europei, de etnie română, deci 40.000, de la Medici de Familie. Le adună împreună și face media aritmetică și conform acestei cifre, noi suntem undeva 100.000 la nivel de Consiliul Europei, împreună cu alte state. Și deci de aici trebuie să mergem, dar vedeți că problema, cum am spus și la început, sunt persoane de origine etnică romă, sunt persoane de etnie romă. Cine face recensământul, cine vine la dumneavoastră acasă, cine vă întreabă, sunteți rom sau nu, în ce limbă vă întreabă, dacă vă întreabă limba româniei, evident voi ați fiți mai deschis, că vedeți că este o persoană care deci ești etnică dumneavoastră. Dacă vine cineva străin și iată, apropo, reprezentantul Comisiei Electorale Centrale a plecat. Deci dacă veți vedea datele biografice a tuturor candidaților la funcția de deputat afișate pe site-ul CEC-ului, la concurență, pe circumscripția națională, vă veți vedea anul nașterii, studiile, locul nașterii, dacă unde și... Dar apartenența etnică națională este un subiect foarte sensibil în Republica Moldova. Eu nu vreau să impun ca să includă această rubrică apartenența națională etnică, dar deoarece încă sunt frici ascunse în societate vis-a-vis de apartenența etnică și datele Biroul Național Statistic reflectă o situație ireală privitor la și romi și la alte etnii. Deci în Republica Moldova încă avem de lucrat la capitolul de a elimina aceste frici de apartenență etnică. Pentru că la moment, dacă vă uitați chiar și la candidații pe circumscripția uninominală, ei își pun în față nu platforma electorală, dar biografiile. Da? M-am născut, am finisat studiile, sunt, lucrez acolo și gata, și mai mult nimic. Deci cum noi putem să votăm acest candidat? În bază la ce? Cine este el? Deci doar profilul profesional nu merge. Deci tu ai studii la universitatea cu tare și lucrezi în companie cu tare, asta nu e profil de candidat. Iată, asta e momentul cheie. Apropo, tot către reprezentanții romilor, iată este și domnul Aga, sunt comunități romi, organizații ale romilor, care, din câte știu, urmăresc de mai mulți ani, lucrează destul de bine. Chiar îmi place cum lucrează. Băieți capabili, de ce? Iată, acum a fost posibilitatea înaintarea candidaților independenți pe circumscripția uninominală. De ce n-ați înaintat un candidat unde sunt mai multe comunități? Adică este o populație română, este mai densă. Savițchi, Julieta. Doamna Julieta, mulțumesc pentru întrebare. Numai ce am răspuns, deci soluția trebuie să o găsim împreună. Deci noi, în 2010, este partid, Mișcarea Social-Politică a Românilor, a participat la lege. Dar ea a participat împreună cu ceilalți concurenți electorali. Deci dacă noi propunem ca un concurent electoral care reprezintă o minoritate să participe împreună cu ceilalți partide care sunt majoritate, noi de start minimalizăm șansa de accede la putere, pentru că a fost pragul de 6%. Cum minoritatea romă poate să ajungă la acest prag de 6%, care e pentru toți egal. Dar încă o dată vedem, recomandările de la OSCE spun că pentru minorități trebuie de formulat un prag minim, deci ca ei să aibă șansa. Deci unul din, că nu numai aceasta a fost problemă, dar una din problemele, ce Mișcarea Social-Politică a Romilor în 2010, la legile parlamentare nu au ajuns în Parlament, pentru că însuși romii au fost din start demotivați. Ei au spus, când noi să atingem 6%? Deci ei nici nu credeau în așa ceva. A doilea moment, dacă vedem circumscripțiile uninominale care au fost acum constituite, deci eu numai ce am reiterat, pentru bulgari s-a făcut o circumscripție în baza raionului Tăraclia, pentru găgăuși s-au făcut două circumscripții în baza autonomiei teritoriale. Deci cum să facem pentru romi aceeași modalitate în baza teritorială? E complicat.
Deci, dar trebuie de găsit împreună cu administrația publică centrală și cu partenerii de dezvoltare, cu organizații internaționale, de găsit o modalitate mai practică ca acești romi să fie reprezentanți în Parlament. Deci, încă o dată reiterez, noi nu vrem cote speciale impuse partidelor politice. Asta nu este eficient. Și chiar dacă punem această cotă, iarăși aspățăm ca la femei, că s-au pus 40%, dar nu s-au clarificat unde trebuie să fie aceste 40% de femei. Cineva le pune mai sus, cineva le pune în avangardă, cineva le pune în arier-gardă a listei. Dar ca să găsim o modalitate mai eficientă, trebuie să avem un parteneriat cu administrația publică centrală la nivelul Consiliului Electoral Central, la nivel de guvern, ca să găsim această formulă. Pentru bulgari, statul bulgar a insistat, a făcut lobby, advocacy internațional ca să fie această circumscripție electorală special pentru raionul Trakia. Iată, pentru romi, n-a să fie India, da? Statul indian. Noi 1000 de ani de acolo am plecat și nu ne mai reprezintă. Dar împreună cu organizații internaționale trebuie să găsim și cu administrația publică centrală. Da, nu da. Este un stat extern care da. Să vă da. Ajute, care să vă promoveze interesele. Da. Și atunci din interior, adică da. Depinde de dumneavoastră, păi, de organizațiile dumneavoastră, corect, care doamna, reprezentați, doamna, veniți permanent, bateți pumnul în masă, la administrația locală. Nu, de-aia nu mai batem pumnul în adică masă. Adică era bine. Insistați, am vrut să spun să insistați, deci mai insistent. Noi suntem, deci în problematica română sunt 4 actori, chiar 5. Deci sunt organizații internaționale, societate civilă a romilor, reprezentanții comunității romilor, administrația publică centrală și administrația publică locală, nivelul 1 și 2. Ca să soluționăm problematica romilor, nu putem numai noi, cei care suntem în societate civilă, să o soluționăm. Eu, domnul Ala Marin, Nicolae Rădiț și cine mai sunt. Dar noi trebuie un parteneriat. Dar acest parteneriat actualmente nu există. Pentru cum v-am citit, nu există secția care se ocupă problematica romilor. Iată, această secție ar fi trebuit să fie constituită în 2016 și împreună cu ea și cu administrația publică locală și cu organizații internaționale, societate civilă, noi am putea fi găsit o formulă mai eficientă de reprezentare. Dar dacă ea nu există, noi avem această problemă, v-am spus, de 25 de ani și ea nu se soluționează. Colega mea zicea că acum sunt circumscripțiile unii nominali și aici ar fi putut să vă promovați niște candidați, chiar dacă poate... La Sorbonă, la Sorbonă. Iată, domnul Ala Marin. În momentul analizei... Puteți chiar aici, domnule. La Soroca, facem o circumscripție pentru romi. Eu înțeleg că nu sunt. Momentul este... Dar iată marginală candidează acolo. Sau Cerari, sau Cercini, care e destul de popular. Și câștigă. Vine Savițchi din Chisinau cu Rotarul din Ceadăluga, să zicem, și cu Marina. Sigur că acolo o să câștige Marinala pentru că este mai aproape. Sinsus, vorbitor de limbă română. Românii. Nu românii, române. Adică românii de acolo și rusii tot ar vota pentru Marinala. Știu că e băiat bun, de exemplu, și că nu se reprezinte Savițchi sau Rotarul. Dar se face cunoscut. Încet cu încetul vă faceți cunoscuți reprezentanții etnici. Adică unde aveți mai mari șanse, mai mari probabilitatea de... Deci noi am făcut o analiză și analiza demonstrează în mod următor. Harta circumscripțiilor unei nominale cum sunt separate sau cum sunt reprezentate acum de către Comisia Electorală Centrală, nu ai șansa nici reală, nici semireală să devii candidat sau să devii parlamentar. De ce? Pentru că raportarea geografică a comunităților de rom sunt atât de separate încât nu poți obține nici 0%, 0,031. Dacă mizăm pe participarea că votanții vor vota romii pro-Roma. Așa, asta este din start, am și analizat și am expus participanților care își doreau candidații noștri să participe, plus recomandarea care este, știi ce spunea colegul nostru, persoane de etnia romă pregătiți de a fi în Parlament, de a reprezenta în, cetățenii romi de etnie romă în Parlament sau în structurile guvernamentale, sunt deja pregătiți și pot fi identificați. Momentul cel ce ne dorim acum în conformitate, pentru că noi, organizația noastră, suntem cei care am pornit-o practic de la zero,
Și avem și rezultate pozitive, care am promovat deja și femei în calitate de consilieri locali, iar acum suntem aceia care am și văzut golul ăsta și de asta și este raportul pe monitorizarea participării în scrutinile electorale, în care ne dorim treptat, însăși cetățeanul din Republica Moldova să înțeleagă care este rostul și necesitatea participării romilor. Atunci când spunea colegul exemplele a bulgarilor și găgăușilor, trebuie să înțelegem un joc care practic pentru noi este câteodată foarte discriminator. Persoana care îți cunoaște limba, persoana care nu solicită autonomie și tu nu îi creezi posibilitatea. El rămâne la nivelul același și se vehiculează sau vorbesc cu exemple, suntem cu același picior de drept pornit cu 25 de ani în urmă, dar asta nu este real față de rol. Și aici este momentul care trebuie să-l pregătim. Noi suntem în fază de pregătire, suntem în fază de ajustare și cel puțin posibil, dacă rămâne sistemul ăsta mixt în continuare în Republica Moldova, posibil că vor fi recomandări inclusiv sub aspectul ca să vină să participe, dar mai mult ne dorim să fie o conlucrare cu partidele politice din Republica Moldova și asta iarăși este o, în analiza care noi am făcut-o în cadrul organizației, majoritatea liderilor politici sunt aceia care nu vor să-și asume responsabilitatea să ia un cetățean de etnie romă direct, care el se declară datorită faptului că el speră și crede, mai este misterul ăsta că dacă iau un rom și îl promovez, posibil că voi pierde de către majoritatea, pentru că însă și ei vor fi aceia care vor blama votul. Și din considerentul dat, partidele politice practic nu vin la discuții cu romii și sunt niște discuții de parapet în care doar participă în calitate de nu știu ce. Înțeleg, dar să fiți candidat, adică să reprezentați romii, vreau să faceți așa, că să nu vă voteze doar romii, dar să vă voteze și românii, și rușii, și ucrainienii, iată spre asta de trebuie. Aici iarăși este... Trebuie promovat, pentru că, de exemplu, votez Marinara, că îmi place ca organizator, îmi place că e decent, îmi place că e... la o adică are niște capacități extraordinare. Nu să votez anume Marinara pentru că este rom sau este ucrainean sau mai știu eu ce. Adică este omul. Asta ne dorim și în viitoarele scrutinii, atât locale cât și parlamentare. Mizăm pe modul ăsta de a informa publicul și de a înțelege că cetățeanul de etnie romă nu va dori un rău a țării din care face parte, dar are aceleași capacități, aceleași responsabilități și aceleași, și posibil câteodată sunt mult mai plăcute viziunile unui rom față de această țară decât a unor populații sau persoane majoritare care câteodată încearcă să vândă țara asta în toate tipurile și în toate modurile. Da. Colegi, dacă mai aveți întrebări, dacă mai sunt întrebări, dacă nu, mulțumesc tuturor pentru participare, dar să primi să tu ai un... poți prezinti o mică informație care ține de o altă campanie a noastră, dar este foarte important. Da, doar două secunde. Este legat de alegeri. Este legat și de alegeri. Noi am lansat, avem un proiect împreună cu colegii din Moldova, în care am încercat să dezvoltăm un curs pentru profesori, pentru predarea, mai zicem, media literacy sau... am încercat să găsim niște instrumente care să ieșim din predarea formală, pentru ceea ce înseamnă înțelegerea și combaterea propagandei. Și astăzi am lansat o aplicație care se numește Get Bad News Moldova. Este specifică pentru Moldova, este în limba română. Am adaptat de fapt o aplicație pe care au ținut-o partenerii de la DOC, se numește, este o organizație din Olanda. Și ce face aplicația asta este te învață, este un fel de psihologie inversă, în care te învață cum să creezi știri false. Practic ești pus în papucii unui troll și trebuie să înțelegi, să creezi știri false și înțelegi mecanismele din spate, practic. Și
puteți să o jucați de oricâte ori, de fiecare dată rezultatul va fi altul. Ea poate fi folosită pentru adulți, bineînțeles. Are conținut legat și de Republica Moldova. Am încercat să fim, aplicația originală este mai globală, dacă vreți, mai legată de Statele Unite, de Europa, pe când aplicația pe care am adaptat-o este mai mult legată de spațiul nostru. Și ori de câte ori o jucați, o să vedeți văd altceva. Puteți să o luați de fiecare dată să răspundeți altceva, alte soluții veți avea. Ce este foarte important este că ajută profesorii, asta este unul dintre punctele noastre principale, să lucreze cu elevi pe o temă care este delicată. Adică, bineînțeles, poți să zici, știrea falsă este atunci când începi să povestești, dar este o metodă foarte aplicată. Iar credem că pentru elevi este pentru elevi de liceu, în primul rând, și gimnaziu, deci nu este pentru elevi foarte mici. Ne gândim cum să o adaptăm și pentru tineri de vârste mai mici, dar îi ajută să înțeleagă creând ei înșiși o știre. Este un întreg proces, câștigi niște medalii, dacă, bineînțeles, dacă faci ce trebuie și, practic, aplicația îți explică ce înseamnă să fii troll, practic, cum acționează, care este psihologia din spatele unei persoane care creează astfel de știri. Site-ul este getbadnewsmoldova.com, îl găsiți pe pagina noastră pe forum.ro și credem că este un context foarte bun acest electoral. Bineînțeles, ea poate fi folosită și în universul mai mare al lucrurilor, însă în context electoral credem că o astfel de aplicație te face un pic mai bine să gândești, de fapt, să citești de două ori înainte să iei o decizie sau să dai share la niște știri. Eu chiar am văzut că acum câteva zile Facebook a blocat câteva pagini legate de alegerile din Republica Moldova. 100 și ceva de pagini, ceea ce ne face să credem că o astfel de inițiativă este și în practică. Evident, dacă ai o aplicație, nu înseamnă că ai rezolvat problema. Este o bucată din metodologia pe care încercăm să o aplicăm. Și chiar la sfârșitul acestei săptămâni o să lucrăm cu câteva profesori din Moldova, o să mergem la clasă și o să încercăm să aplicăm și vedem ce este. Aici aveți o scurtă descriere, puteți să o luați și așteptăm feedback. Informația va fi și pe anticorupție. Eu vă mulțumesc din partea echipei Centrului de Investigații Jurnalistice pentru participare la acest club de presă. Sper că informațiile au fost utile și vor fi utile și în continuare mai multor categorii de persoane care au nevoie de informații și au nevoie să fie ajutați, ghidați cum să își exercite dreptul la vot. Amintesc că am avut reprezentanți și din partea persoanelor cu dizabilități de vedere, persoane cu dizabilități de auz, reprezentanții etniei rome care au fost prezenți aici și reprezentanți Comisiei Electorale Centrale, care ne-a explicat anumite detalii ce țin de procedura de votare și cum anumite categorii de persoane își vor putea exercita dreptul la vot. Amintesc că există site-ul Comisiei Electorale Centrale votează.md, unde sunt mai multe ghiduri, mai multe informații pentru toți alegătorii. Există mai multe resurse informaționale la diferite organizații neguvernamentale, inclusiv la Alianța Info.net și vă îndemn să distribuiți această informație, să o sugerați celor care au nevoie, să asculte persoanele cu deficiențe de văz Radio Vision, iar în ziua alegerilor să urmărească și canalul dedicat de Facebook, care va transmite și mesaje în traducere pentru persoanele cu dizabilități de auz. Vă mulțumim și vă invităm și la alte ședințe ale clubului nostru de presă.